Bună seara și bine v-am regăsit la Time Alert. În această seară vorbim despre ceea ce se întâmplă atât în Ploiești cât și pe drumurile din județul nostru. Și asta pentru că nu există zi în care să nu avem de-a face cu accidente, fie ușoare, fie grave, fie soldate cu victime, în unele cazuri chiar și decese. Parcă în această toamnă mai mult decât s-a întâmplat în vară sau chiar în primăvară avem de-a face cu astfel de evenimente. Vom afla care sunt cauzele și de asemenea cum putem preveni aceste situații. De la invitatul pe care l-am în această seară este vorba despre domnul Adrian Iacob, inspector principal în cadrul serviciului rutier Prahova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Toamna... Ce se numără? Se numără la noi accidentele. Așa cum am spus, nu este zi în care să nu primim acele mesaje de la dumneavoastră, în care să fim atenționați că s-a mai întâmplat câte ceva pe aici și pe acolo. Ce se întâmplă? Și mai ales în Ploiești. Se întâmplă ca și până acum și sigur nu se va termina. Accidente de circulație, se întâmplă activități pe linie de sistematizare, mai ales în municipiul Ploiești. Și mă refer aici la lucrările care le vedem cu toții și așteptăm, bineînțeles, să se termine ca să putem să descongestionăm un pic mai mult traficul rutier, pentru că lucrătorii noștri se canalizează foarte mult și noi, în general, poliția rutieră, pe fluidizarea traficului. Revenind la ce mă întrebați dumneavoastră, accidentele rutiere și, în special, cele grave ne pune nouă un semn de întrebare, în sensul că ce am putea să facem mai mult pentru a le reduce ca și număr și mai ales ca și gravitate. Există, într-adevăr, până la acest moment, în urma analizei pe care am făcut-o la nivelul județului nostru, pe rețelele de drumuri, atât naționale, județene, cât și celelalte străzi, a avut loc un număr de 301 accidente rutiere grave, soldate cu numai puțin de 63 de persoane decedate și 286 de răniți grav, persoane rănite grav. În 2014. În 2014, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, se înregistrează îmbucurător o reducere a accidentelor, dar și a persoanelor decedate și a persoanelor rănite grav. În sensul că au fost cu 20 de accidente grave mai puține, cu 6 persoane decedate mai puține și cu 16 persoane rănite grav mai puține la nivelul, după cum spuneam, județului Prahova. Cu toate acestea, numărul este destul de mare și, așa cum am spus și în prezentarea mea, avem de-a face cu accidente care au loc aici în Ploiești, unde, în mod normal, șoferii nu merg cu viteză mare pentru că nu-ți permite traficul. Am avut chiar în această dimineață un accident în care au fost implicate 4 mașini. Au fost, de asemenea, în ultimele săptămâni, au fost evenimente de acest gen în care au fost implicați și copiii, care au fost, din păcate, victime. De ce în Ploiești numărul este mai mare decât în restul județului? Pentru că știu că statisticile asta indică. Exact, aveți perfectă dreptate. În Ploiești, în municipiul Ploiești, au loc cele mai multe accidente din zonele urbane vorbind, pentru că la nivelul județului Prahova, după cum bine știm, există 14 orașe, respectiv dintre acestea două municipii, Câmpina și Ploiești. Deci, la nivelul municipiului Ploiești, pe rețele stradale, se întâmplă cele mai multe accidente, se comit și analiza ne arată că până la această dată au avut loc 74 de accidente grave, soldate cu 3 persoane decedate și 71 de persoane rănite grav. Într-adevăr, în această unitate urbană, să spunem așa, se înregistrează creșteri la numărul de accidente și la numărul de persoane rănite grav. Numărul de persoane decedate fiind același ca și anul trecut, respectiv 3 persoane decedate din aceste accidente grave pe care noi le-am analizat. Ca să pot să vă aduc în atenție și cauzele, dacă îmi permiteți, cauzele accidentelor, acestor accidente rutiere grave, acestea au fost identificate la nivelul județului ca fiind, ca și primă cauză, abaterile comise de pietoni, respectiv traversările neregulamentare pe care le putem observa cu ochiul liber la orice pas, mai ales în Ploiești, da? Și a doua cauză ar fi viteza neadaptată,
urmată de abaterile comise de bicicliști. Acum ele s-au mai rărit, cei drept, pentru că nu mai permite foarte mult, nu mai permit condițiile meteo rutiere. S-a făcut frig și îi vedem din ce în ce mai puțin pe bicicliști, iar din marea masă a bicicliștilor pe care mai vedem la această oră, îmi pare rău să o spun, dar foarte mulți sunt sub influența băuturilor alcoolice, ceea ce aduce un risc la, în ceea ce îi privește pe ei ca și participanți la trafic, respectiv aceștia, datorită consumului de alcool și condusului în același timp, se dezechilibrează, cad și se lovesc de multe ori foarte grav. Domnul inspector, pe de altă parte sunt un pericol și pentru ceilalți participanți la trafic. Au voie bicicliștii să bea? Știu că v-am mai pus această întrebare, dar poate că este bine să mai audă răspunsul acesta, pentru că au impresia că dacă nu sunt la volan, le este permis absolut orice. Întrebarea este clară cu răspunsul negativ. Nu este voie să bei în momentul în care conduci un vehicul, pentru că și bicicleta este tot un vehicul, deși este propulsat de forța umană, da? Și deci nu avem voie să consumăm băuturi alcoolice în timp ce circulăm sau conducem și bicicleta. Este sancțiune contravențională prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului 195, sancționată cu 6 puncte de amendă. Au fost opriți bicicliști în trafic? Au fost făcute controle în acest sens? Au fost făcute acțiuni punctuale și pe acest segment de participanți la trafic. Au fost foarte mulți bicicliști sancționați, începând de la lipsa dispozitivelor de semnalizare prin care putem să-i vedem mai bine și să se facă de fapt vizibil în trafic, până la inclusiv consumul de băuturi alcoolice în timp ce conduc aceste biciclete și, după cum vă spuneam, foarte multe accidente în care aceștia sunt implicați și noi le spunem autoaccidente, pentru că se dezechilibrează, cad cu capul de, partea carosabilă și se lovesc foarte tare. Bun, aș vrea să discutăm despre două situații concrete. Am amintit eu despre acele accidente în care au fost implicați și copii. Vreau să aflu mai multe despre educația rutieră în școli, în ce măsură se face și, de asemenea, ce mai au părinții de făcut în acest sens. Și, pe de altă parte, vreau să vorbim puțin despre accidentul din această dimineață, în care se pare că una dintre cauze, de fapt cauza principală, a fost poleiul. Vine iarna, vom avea de-a face cu astfel de situații. Trebuie să știe șoferii, trebuie să știm cu toții, de altfel, ce trebuie să facem. Revenind acum la prima parte, cea cu elevii. Cu elevii. Poliția rutieră, după cum am mai spus-o și cu alte ocazii și vă mulțumim pe această cale că ne dați prilejul de a aduce în atenție acest lucru, nu ia numai măsuri punitive. Se implică și în dispunerea de măsuri pe linie de educație rutieră și aceasta începe de la vârstele foarte fragede ale copiilor și anume chiar și din grădinițe și personal și mulți din colegii mei au fost trimiși și merg să facă ore sau să prezinte teme pe linie de educație rutieră atât la grădinițe în rândul celor mici cât și mai departe în școli și chiar în centru universitar pe care îl avem la nivelul municipiului Ploiești, la UPG. De asemenea, poliția rutieră atacă și acest element de atac în ghilimele spus de participanți la trafic reprezentat de conducătorii auto, conducătorii moto, conducătorii de mopede, pe care noi identificăm în grupuri mai mari sau lărgite, cum le mai putem le spunem noi, și pe care încercăm să-i instruim și să-i punem la punct cel puțin cu legislația care, vedeți și dumneavoastră, este în continuă schimbare, cel puțin la nivelul circulației pe drumurile publice, și să le adresăm fel de fel de recomandări pentru a nu fi implicați în accidente rutiere. Deci, revenind, se face educație rutieră atât în grădinițe, cât și în școli, cât și în centru universitar și între acele grupuri țintă. Sunt suficiente acele ore la care participați dumneavoastră pentru ca un copil, un adolescent să înțeleagă maniera în care trebuie să participe la trafic, să respecte aceste reguli? Vă pot spune foarte sigur și puteți să verificați acest aspect că, în general, copiii cunosc legislația rutieră de multe ori chiar mai bine decât adulții, în sensul că vin cu fel de fel de întrebări, cu fel de fel de povestiri în momentele în care noi le prezentăm diverse situații. Practic, unii dintre ei ne povestesc și cum
părinții nu le atrag atenția să poarte centura sau să-l pună pe frățiorul sau pe surioara mai mică în acele dispozitive de retenții pentru care cunoaștem că de câteva luni să dispun și sancțiuni contravenționale, da? Odată cu modificarea legislației sau completarea ei. Bineînțeles, ne invocă situații în care sunt unii dintre părinți sau cunoștințele lor se află sub influența băuturilor alcoolice și conduc mașini și automat ne spun și aceste situații care, vă dați seama, sunt un pic hilare, dar sunt reale. Pentru că de multe ori în aceste ședințe de educație rutieră nu au de ce să mintă copiii. Spun ce văd și cu asta basta. Eu zic că sunt foarte utile și v-aș invita odată la o astfel de oră să vedeți cum se pune problema. Dar, repet întrebarea, sunt suficiente? Nu cumva ar trebui să fie făcută această educație și acasă? Am înțeles la ce vă referiți. Exact ca și la școală. Învățătorul, profesorul îți arată despre ce e vorba și ce trebuie să înveți și ce este nou, dar dacă nu aprofundezi acum, te duci acasă și începi să studiezi ca și copil legislația, dă-mi tati sau mami cartea de ordonanță de urgență că trebuie să citesc eu acum ce e de făcut când mă întâlnesc cu trenul la calea ferată sau, mă rog, barile sunt în curs de coborâre sau coborâte. Automat este și părinții au un rol în sensul practic. Pentru că eu vin și îi spun, nu se trece, nu se circulă pe culoarea roșie a semaforului electric, nu se traversează, se așteaptă înainte de a traversa, se asigură, se nu știu. Dar dacă părinții nu aprofundează acest lucru și nu le arată, de multe ori ați văzut în trafic în municipiul Ploiești, părinți cu 2-3 copilași de mână pe axul străzii. Și atunci degeaba le spun eu, vedeți că nu e corect, nu este bine, puteți să plătiți amendă, părinții voștri pot să fie sancționați. Că... Da, aici funcționează puterea exemplului. Exact, foarte mult. Foarte mult. Revenind la ceea ce s-a întâmplat în această dimineață la Gara de Sud, o să tot avem de altfel de a face cu carosabil în acest alunecos. Ce măsuri trebuie să ia șoferii și de altfel și administratorul drumului? Pentru că aici am înțeles că este o cauză multiplă. Vă răspunde mai mulți. Este o cauză multiplă în sensul că este o cauză care urmează să sau își continuă cursul cercetării și verificărilor pentru a se stabili vinovăția tuturor implicați în această împrejurare nefericită de numită ca și accident rutier. Și bineînțeles că la aceasta poate contribui și factorul meteorutier, pentru că și înainte de acesta aș vrea totuși să aduc în atenție participanților la trafic ca și conducători auto, moto, i-aș exclude pentru că nu mai sunt condițiile favorabile, cel puțin moto și bicicliștii pentru a conduce aceste vehicule pe drumurile publice. Le-aș aduce în atenție faptul că sunt obligați, conform ordonanței de urgență amintită anterior, 195/2002 republicată, să echipeze roțile autovehiculelor cu anvelope de iarnă pentru a putea să le utilizeze în condițiile acestea nefavorabile, de respectiv gheață, polei, zăpadă. Și le reamintesc că nu există neapărat o dată, 1 noiembrie, 1 decembrie, la care trebuie să îți echipezi acest automobil cu anvelope de iarnă, ci există pur și simplu condițiile meteorutiere. Gheață, polei, zăpadă. Repet, nu vreau să dezbat nici neapărat acest accident pe care l-ați adus în atenție, dar nici nu aș vrea să trec peste el totodată. Aș vrea să spun foarte simplu că probabil că putea fi evitat în măsura în care se circula cu o viteză redusă, adaptată la aceste condiții menționate de către mine mai devreme. Bun, pe de altă parte vorbeam și despre administratorul drumului în astfel de situații. Presupun că administratorul drumului, foarte bine a spus, răspundere. Urmează să se verifice dacă răspunde pentru ceva anume și să se ia măsurile legale, în sensul că probabil că a intervenit sau n-a intervenit suficient la partea asupra părții carosabile pentru a nu mai fi alunecoasă. Bun. Deci sunt măsuri contravenționale care se dispun și față de administratorul drumului. Acum, referitor la aceste anvelope, recunosc, nu mă pricep extraordinar de bine. Știu că dacă vine iarna trebuie să schimb cauciucurile și ca să pot să circulă în condiții optime. Pe de altă parte, am auzit tot felul de discuții că în cazul în care este polei pe jos, este gheață pe jos, astfel de anvelope nu au ce să facă, derapează la fel ca toate celelalte.
Și în astfel de situații este foarte greu de evitat impactul. Acum vă dați seama, ele sunt făcute dintr-un material specific, special, pentru a se adapta un pic la condițiile acestea de îngheț. Dar, adică un pic, un grad, un coeficient de aderență mai mare față de celelalte, mă rog, all season sau pentru sezoanele de sezonul de vară. Dar asta nu înseamnă că, gata, dacă ni le-am pus pe mașină aceste anvelope, sau pe roți, mai bine zis, înseamnă că, gata, nu mai derapăm. Derapăm, dar dacă avem și o viteză redusă și adaptată, cum spune legislația, până în 30 de km la oră, în funcție de situația părții carosabile și de configurația acesteia, curbă, lineară, în aliniament, în pantă, în rampă, așa, atunci putem să ne gândim că avem șanse să ajungem unde ne-am propus să ajungem. Dacă nu, nu trebuie să lăsăm toată responsabilitatea pe aceste anvelope de iarnă și gata. O altă problemă pe care o avem zilnic, o întâlnim aici în Ploiești, o reprezintă ambuteiajele. Sunteți extrem de solicitați și în același timp, sincer, extrem de înjurați, că niciodată nu vă văd oamenii acolo unde ar dori să vă vadă, unde să fiți. Mai ales atunci când se creează acele cozi interminabile, atunci apar și cele mai mari nemulțumiri. Ce este de făcut și când vom scăpa de ele? Pentru că sunt câteva zone în Ploiești unde circulația este foarte, foarte greoaie. Mai avem și cu de-a face și cu acei șoferi care înțeleg să-și lase mașinile peste tot, etc., etc. Așa este, aveți dreptate. Acum pot să fiu și de acord cu dumneavoastră, pot să fă și contrazic într-un anumit sens. Pro sunt și oameni, contra, să auzim ambele sunt oameni, sunt oameni care și-ar dori să ne vadă în trafic. Alții nu și-ar dori să ne vadă, indiferent că stau mai mult la aceste cozi, pentru că au motivele lor mai mult sau mai puțin, hai să le spunem, corecte, ortodoxe, da? Dar și noi ne-am dorit să fim mult mai mulți și noi ne-am dorit să fie un trafic mult mai fluent, pentru că această fluență a traficului creează și un confort, pentru că de la disconfort pleacă foarte multe. În momentul în care unul din șoferi sau șoferii devin nervoși, iritabili sau, mă rog, atunci încep să facă greșeli. Și aceste greșeli îi costă atât pe ei, cât și cei mai rău pe cei nevinovați. Domnul inspector, acum am văzut în zona trecerilor de pieton că nu mai există acele relantisoare. Și de asemenea am văzut că se circulă cu o viteză exagerat de mare, atât pe Bulevardul Republicii, precum și în bariera București. Uită șoferii de faptul că trebuie să încetinească. La fel, nu prea am văzut să existe controle, să existe agenți de poliție în astfel de zone sau să existe, să fie făcute controle tematice. Haideți să facem un exercițiu. Vă rog. Că sunt la dumneavoastră în emisiune. Mâine facem o acțiune punctuală pe neacordarea priorității de trecere, a auzit toată lumea. Dar și pe abaterile comise de pietoni. Acum o să fiu eu cea înjurată, probabil, de către cei care vor fi prinși în trafic. Nu, că n-am stabilit eu acum. Nu am stabilit, asta nu poți să o faci pe vorbe, gata, o facem. Deci, mâine această acțiune va fi în picioare. Și okay. Nu numai în Ploiești. Și să stăm de vorbă după această acțiune, cel puțin o să vă dăm și datele statistice după ce rezultatele acțiunii. Și veți vedea că după ce noi vorbim aici, tot vor fi cazuri. Bine, poate că nu se uită la televizor ghinionul lor. Dar și vă spun chiar că și așa. Există în fiecare dimineață, ori de câte ori vin la serviciu, recunosc, merg foarte mult și asta e, trec și pe la trecerile de pietoni, nici acea intenție de încetinire din partea unor șoferi. Dar am văzut de asemenea și pietoni care înțeleg că dacă văd o trecere de pietoni, trebuie să alerge pe ea. Exact. Da. Așa spune și la în reglementările ordonanței de urgență cu privire la modul în care te angajezi în traversare și am spus-o de mii și mii de ori cu ocazia instruirilor și ședințelor pe linie de educație rutieră pe care le facem. În momentul în care te angajezi în traversare înaintea acesteia, te asiguri foarte bine și din stânga și din dreapta și din nou din stânga, ajungi până la jumatea drumului sau a străzii, te mai uiți odată în dreapta pentru a fi sigur că nu vine ceva care ar putea să nu oprească un conducător auto neatent, să zicem. De asemenea, chiar dacă este trecere pentru pietoni, înainte de a te avânta pe aceasta, te uiți și stânga și în dreapta, te asiguri temeinic și pe urmă traversezi și, bineînțeles, nu traversezi foarte încet sau agale, te
traversezi în pas vioi. Așa spune legislația. De asemenea, când ai semaforul pe culoarea verde, cel care se adresează pietonului, da? Se face verde din momentul în care am pus piciorul, noi avem pretenții acum, unii dintre noi, gata, mașina trebuie să oprească, noi avem dreptate și așa este. Legal avem dreptate, dar totuși, gândiți-vă că și acel conducător auto poate că nu are timp să frâneze în parametrii, că se schimbă foarte repede și roșu cu verde, așa. Și un moment de neatenție duce la acel accident de circulație. Urmează... Cu atât mai mult cu cât s-au ridicat șirele antisoarele și automat nu mai au un obstacol în cale pe care să-l evite sau să-l... Urmează mini-vacanța de Sfântul Andrei de 1 decembrie. Vor fi foarte mulți care vor merge pe Valea Prahovei. Probabil că se anunță niște limite de trafic ridicate. În acest sens, măsuri pe partea de prevenire, ce sfaturi aveți? Sfaturile ar fi recomandările în felul următor. Să se înarmeze cu răbdare, să respecte semnalele. E bun, din start, răbdare. Deci e cel mai bun. Să respecte semnalele agenților de circulație că vor fi în număr foarte mare pe acest tronson de drum DN1, mai ales Valea Prahovei, pentru această fluidizare de care vorbeam mai devreme, deci să respecte ceea ce le transmit agenții de circulație, să nu se hazardeze în depășiri riscante și fără să se asigure, să circule cu viteză adaptată condițiilor meteorutiere, că vedeți, au început și aceste condiții de ceață destul de densă care creează probleme, să-și verifice anterior sistemele de iluminare, sistemul de frânare, sistemul de rulare, acele cauciucuri să fie sigur că le au, pentru că dacă ajung în zona montană s-ar putea să aibă o surpriză și surpriza poate să fie mai blândă în sensul că este sancționat de către agentul de circulație cu amendă și reținerea certificatului de matriculare sau, Doamne ferește, să fie implicat într-un accident de circulație datorat poate și de această nepurtare a anvelopelor de iarnă de care vorbeam mai devreme. Să păstreze o distanță de siguranță față de autovehicul din fața sa, să-și verifice anterior sistemul de dezaburire, e foarte important, să se îmbrace adecvat în momentul în care se află în mașină, ca să fie cât mai lejer și să poată să își utilizeze toate aptitudinile ca și conducător auto, să fie confortabil el ca să poată să facă aceste manevre, să nu manevreze brusc sistemul de direcție, volanul, și să nu apese brusc pedala de frân. Și ținând cont că vor merge pe Valea Prahovei, poate niște combustibili, nu se știe cât vor sta prin trafic exact, acolo. Exact, foarte bine a spus. Să aibă probabil și ceva nisip. Ceva nisip, e foarte bun. O pătură, da. Nu știu dacă vor fi totuși așa mari, mă rog, intemperii, ca să le spun, căderi de zăpadă și astea care se ducă până la acolo, dar nu se știe nici, mai ales pe Transfăgărășan, dacă vor ajunge, știu eu pe cineva. Da, așa este, și colegii din regie spun că dacă vom merge pe Transfăgărășan, de altfel cred că este închis Transfăgărășan în această perioadă. Dar ajuns, poate că ajungeți, dar de întors. Am înțeles. E, nu-i nimic, noi tot vom ajunge, asta este, știu și eu unde bateți dumneavoastră, dar vom merge în acea zonă, ne vom întoarce în schimb niște experți mass media pentru telespectatorii de acasă care ne urmăresc. Atât colegii din regie pe care dumneavoastră nu i-au zis, cât și domnul inspector, fac referire la un curs la care voi participa împreună cu a mea colegă Rodica Buliga la acest sfârșit de săptămână. Acum știe tot Ploieștiu, datorită colegilor mei. Mulțumesc! Bun, am văzut care sunt și sfaturile. Dumneavoastră a spus că veți fi în număr mare. Acțiuni de ce gen veți avea? Și pe partea de viteză și pe partea de control la anvelope? Acțiuni pe linie de viteză și în sistem cascadă montate sau amplasate acele aparate radar. Sunt convins că o parte dintre cei care ne privesc poate că au trecut prin așa ceva. Acțiuni pe linie de consum de alcool și substanțe stupefiante. Facem și control în sensul ăsta și, după cum am mai spus, acțiune pe linie de abatere ale pietonilor și neacordare priorității a celor care au acest drept. O ultimă întrebare și ne vom lua la revedere de la telespectatori. Am vorbit despre acele sisteme pentru copii pe care părinții trebuie să... retenți. Exact, acele scaune pe care sau pur și simplu centurile din spate. De când a fost completată această lege, ați făcut controale,
ați aplicat sancțiuni? I-ați văzut pe părinți mai, nu știu, mai dornici de așa aș asigura copiii? Acum ce să vă spun? Sincer, eu cred că o mare parte dintre cei care poartă aceste sau au montate aceste sisteme de retenție au fost un pic și prin alte țări și au văzut că acolo nu se poate fără. Și noi ne bucurăm pentru că se simte o schimbare. În sensul că vedem foarte mulți copilași în aceste sisteme de retenție. Și este foarte bine. Am înțeles. Să sperăm că vor înțelege cu toții să le folosească. Mulțumesc frumos pentru prezență, pentru sfaturi și vă mai așteptăm, dar poate și cu acțiuni frumoase. Până una alta, mâine aveți grijă cum circulați, cum traversați. Poliția va fi la datorie. Rămâneți cu Ploiești TV. Seară bună!